Redactare, eu n-am dat tare. Vregii mei, sunt în Berceni, uitați ce s-a întâmplat, m-au omorât băieții ăștia și acum a venit un băiat care face box de cât timp? De la 12 ani. De la 12 ani și acum ai? De 17. 17, ok. Câte kilograme ai? 90. 90. Și poți care de la 1 la 10 cât de tare crezi că să mă bați? Nu știu, eu zic un 8. 8? Ok. Băi, eu am zis să facem 3 minute, că gen am o bătătură aici, am o bușcă. Bă, nu arăta că îmi blochează ăștia contul. A, și pantalonii rupt, sunt amărât rău de toți, știi și voi, dar să vedem. Hai să-i dăm drum. 3, 2, 1 și... Un minut. Bine? Da. Redactare, eu n-am dat tare. 2 minute. Ai 90 kg. Așa le simt și eu. Iartă-mă dacă l-am dat. Ce, gata, nu mai faceți? Haide, haide! Stop, ai zis stop. Dacă am zis da, așa, dacă am zis stop. Antonio, mersi frumos pentru sparing. Pe ce? Antonio a spus că eu am început la mai tare decât el, că el a dat încet. Acum nu știu, vă dați seama, la box se mai întâmplă. M-am încins și eu, s-a încins și el. Să spune și așa am hotărât cel mai bine, să spuneți voi cum vi se pare, cine a început să dea primul mai tare sau cine a dat mai tare. Oricum, îi mulțumesc pentru sparing. S-a mișcat super bine. Vorbesc foarte serios. S-a mișcat super bine. Ești și mare, ești puternic. Și ținând cont că n-am mai fost la antrenamente de un an. Da. Până la urmă, hotărâți voi cine a dat, cine n-a dat, cine a câștigat, cine n-a câștigat. Oricum, suntem amândoi. Da, amândoi suntem tovarăși, am făcut un sparing prietenește și hai. Vă pupăm din Berceni de aici. Vă pup, vă pup.